Bărbații nu îmbătrânesc mai bine decât femeile. Bărbații îmbătrânesc fără teamă, fără griji, fără judecată. Bărbații îmbătrânesc în siguranță, știind că este așa cum ar trebui să fie și că lupta nu este a lor. Bărbații îmbătrânesc fără priviri indiscrete care caută linii pe chip, care caută fire de păr gri sau grăsime de rezervă. Bărbații doar îmbătrânesc. Libertatea arată bine pentru ei, nu-i așa? Femeile îmbătrânesc cu ochii lumii asupra lor ca să nu fie considerate că s-au lăsat de izbeliște sau au pierdut o bătălie în război. Femeile îmbătrânesc cu regulile și restricțiile de a se îmbrăca corect pentru vârsta lor, folosind noi tehnici de machiaj pentru a ascunde pleoapele căzute și pentru a îndepărta atenția de la riduri. Femeile îmbătrânesc cu povara frumuseții și a așteptărilor societății, creând și mai multă presiune decât înainte, făcând să fie din ce în ce mai greu să arăți bine. Bărbații nu îmbătrânesc mai bine decât femeile. Ei îmbătrânesc fără sentimentul de vinovăție. Să încercăm și să vedem dacă libertatea arată bine pentru toată lumea. Ce text, ce text frumos scris de Donna Ashworth. Are dreptate, doamnelor.